Vorbim acum despre o adevărată poveste de succes și despre un om care încă nu are o stradă cu numele lui, în schimb este recunoscut de oameni celebri din întreaga lume. O cheamă Simona Lupu și în adolescență îi plăcea să-și deseneze singură gențile pe care visa să le poarte. Își crea designul folosindu-și doar imaginația și propria personalitate. A studiat designul și a început să creeze tot ce copilul din ea doar visa să aibă. Acum, Simona Lupu este unul dintre cei mai iubiți designer de genți din lume și e româncă. Simona este una dintre româncele care și-au dus pasiunea până la capăt. Întotdeauna mi-au plăcut gențuțele, logic, ca orice fetiță. M-a pasionat, în primul rând, culorile și pentru a crea ceva special pentru mine. A vrut să le facă pe femei să îndrăznească să poarte culori vii, să iasă din anonimat și să fie altfel decât cele din jurul lor când vine vorba de trenduri. La 18 ani a deschis prima ușă spre viitorul ei ca designer. A studiat și a avut grijă să știe cele mai mici secrete ale domeniului. Apoi, în scurt timp, a devenit parte din echipa marilor branduri de fashion ale lumii. A învățat continuu și abia după ce a înțeles care este cheia succesului, și-a creat împreună cu partenerul său propriul brand, făcând însă un legământ încă de la început, să nu renunțe pentru nimic în lume la calitatea pe care o oferă clienților ei. Toate creațiile Simonei sunt lucrate manual. Fiecare geantă poartă de la primul pas până la ultimul energia oamenilor care nu fac rabat de la detaliile cusute sau finisate cu grijă. O geantă nu înseamnă că am scos tiparul, am croit și în o oră a ieșit o geantă. Nu. Se fac mai multe mostre. Una, două, trei. Până ți ies, mai modifici din geantă, vezi cum dă mai bine accesoriu, ce schimbi. Acum creațiile româncei sunt peste tot în lume. În Marea Britanie, în foarte multe magazine, buticuri cu mamei, foarte luxury. În America sperăm să intrăm cât de curând, avem un contract care o să-l finalizăm până la sfârșitul anului. În Grecia, în Cipru, în Latvia, Letonia, Germania. De altfel, vedetele de la Hollywood și nu numai s-au îndrăgostit de creațiile ei. Am fost pur și simplu contactați de Claudia Lee, care este o actriță de la Hollywood. I-au plăcut gențile noastre, modelele, ne-au cerut două modele, le-au postat pe social media, ceea ce ne-a bucurat foarte mult. Și în Marea Britanie la fel, există un model foarte cunoscut, Sam Riz. Un alt exemplu este și actrița americană Lucy Hale, care s-a îndrăgostit de-a dreptul de ceea ce creează designerița româncă. Și cum românca știe mereu printre primii care este trendul în materie de genți, am rugat-o să ne spună ce să purtăm toamna aceasta. Ar trebui să purtăm și culori vii, adică dacă tu ai un outfit închis la culoare, de exemplu cum sunt eu, negru, de ce nu mi-ar sta bine cu geantă galbenă ca să ies din anonimat, ceea ce mi se pare foarte cool. Bordeaux și cachi sunt și ele printre culorile de toamnă-iarnă.